Suntem în biroul pastorului Ioan Lăpugean și mă bucur de oportunitatea de a sta de vorbă cu dânsul. Vă rog în câteva cuvinte să rezumați anii dumneavoastră de slujire pe câmpul Evangheliei. Da, am început seminarul teologic baptist din București în 1974, la 1 octombrie. L-am terminat în 1978, în luna iunie. La 1 august am intrat în lucrare aici la Făget și timp de 34 de ani am slujit în partea aceasta de vest a țării. 6 ani am avut 12 biserici. Președintele comunității de atunci, fratele Râncu Ion, îmi spunea: „Lăpugene, aleargă, ești tânăr.” Aveam o mașină bună, Renault 20 turbo diesel, și alergam în cele 12 biserici timp de 6 ani de zile. Apoi am redus din ce în ce mai mult și am rămas în final cu Făgetul, cu Biserica Dâncoștei, cu Dumbrava și cu Biserica din Sintești. Vă mai aduceți aminte de colegii de la seminar, de profesorii de atunci? Da, mi-aduc aminte de directorul seminarului, fratele Ion Bunaciu, doctor în teologie, de soția lui, de fiul lor, Oniel Bunaciu. Mi-aduc aminte de toți profesorii, de toți colegii mei, chiar unul din ei cu care am stat în bancă 4 ani de zile, Becar Zoltan, a trecut la Domnul, apoi Prejban Ionel și el a trecut la Domnul. Doi au murit în timpul cutremurului din 4 martie 1977. Și mulți am rămas deja la pensie. În perioada în care dumneavoastră ați făcut seminarul, elevii, cum se spunea atunci, au făcut și un memoriu prin care cereau ca fratele Țonț să vină ca profesor la seminar. Da, a fost o perioadă de frământare în rândul nostru. Mi-aduc aminte că am stat nopți la rând ca să semnăm un memoriu și toți ziceau: „Nu-l semnăm până nu-l semnează fratele Lăpugean.” Eu am fost rezervat în problema aceasta cu memoriile, pentru că m-am dus acolo să învăț și m-am gândit tare mult la cazul de pe vremea prorocului Elisei, când a zis: „Pună oală mare, zăbună apă în oală.” Și știm că un seminarist, un student, s-a dus și a luat un curcubete și l-a băgat în oală. Și când au început să mănânce, au început să strige: „Moartea este în oală.” Și am înțeles că noi am ajuns la București, la seminar, să ascultăm și să învățăm, nu să avem pretenții. Vă mai aduceți aminte, acum că tot vorbeam de acest memoriu față de Țon, dacă l-ați semnat și, de asemenea, ce profesori erau atunci? L-am semnat și eu și știu că după mine bunii Cocaru spunea: „Dacă Lăpugeanu semnează, îl semnez și eu.” Și l-am semnat după multe presiuni, ținând la colegialitate, la unitate, dar nu cu toată inima, nu din toată inima, pentru că spuneam la doi colegi care au murit la cutremur la cofetăria Scala: „Măi, voi ați pus problema în felul următor: ori Țon, ori fără Țon nu există seminarul. Voi nu v-ați gândit și nu vă rezemați pe puterea lui Dumnezeu, pe Dumnezeu cel viu. Problema, cum o vedeți voi, este greșită.” S-au supărat pe mine, dar
le-a trecut până la urmă supărarea. Profesori? Profesori, să știți că am avut profesori buni, pe fratele dr. Bunaciu Ioan, fratele Taluș, fratele Talpoș, erau profesori buni. Fratele Taluș preda atunci la seminar? Fratele Taluș preda Vechiul Testament foarte bine, foarte bine. Și fratele Talpoș? Fratele Talpoș era cu homiletica, la fel, foarte bun profesor de homiletică. Fratele Bunaciu ce preda? Fratele Bunaciu preda Noul Testament. Noul Testament, da. Și sigur că au mai fost profesori la engleză, la teologia biblică, la fratele Megheși de la Oradea, fratele Voș de la Târgu Mureș, un timp a fost fratele la engleză de la Haced, un frate care e acum în țară. Da, au fost frați profesori buni, fratele Țunia, da. În perioada respectivă l-ați avut coleg și pe pastorul Elisei Pecheanu, pastorul de acum. Da, l-am avut coleg pe fratele Pecheanu Elisei, un coleg de care păstra un echilibru, un om statornic în principii, un coleg foarte bun. Pentru noi a fost o problemă dificilă, că a trebuit să dăm declarație că nu ne căsătorim în timpul seminarului. Însă primul dintre cei care s-a căsătorit în timpul seminarului a fost Pecheanu Elisei. Și știu că fratele Bunaciu, după câte mi-aduc aminte, n-a participat la nunta lui. Eu cu Viorel Clintoc am rămas ascultători până la terminarea seminarului și după aceea ne-am căsătorit. Vă aduceți aminte de probleme, dificultăți avute în timpul seminarului? Mă refer la dificultăți din partea departamentului cultelor, a securității. Sigur, de exemplu, pe față nu știam noi ce se întâmplă, dar îmi dau seama că am fost urmăriți și să știa totul despre noi, despre ce se întâmplă la București. Mai ales după ce ne întorceam din practică, să știa ce am predicat, unde am fost, cei necăsătoriți, dacă discutam cu o fată, știa deja fratele Bunaciu, chiar într-una din zile, intrând la oră, a zis: trebuie să stau la separe cu Buni Cocar, cu Lăpuceanu și cu un alt coleg. Și nu știam ce vrea să discute. Și când m-a chemat, mi-a zis: măi, am auzit că tu discuți cu o fată de la Alba Iulia. Frate, discut cu ea, dar nu să mă căsătoresc. Așa am întâlnit-o, dar vă promit că nu mă căsătoresc în timpul seminarului. Bine, 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 bine. Știa deja păstorul Bisericii Crișan, a spus totul despre noi fratelui Bonaciu. Și sigur că și cei de la departamentul cultelor știau tot ce se întâmplă. Am să vă rog să ne întoarcem puțin în urmă și să-mi spuneți motivația care v-a determinat să mergeți la seminar. Motivația, să știți că de mic am iubit Cuvântul lui Dumnezeu. În familie la noi, unde eram 11 copii, 4 copii și 6 fete, una din ele a decedat când a născut mămica. Și am rămas doar 10.
Aveam o singură Biblie care era ruptă la început, o Biblie mică. Abia ajungeam să citim din ea și am dorit tare mult să-mi fac rost de o Biblie nouă, de un testament. Și am ajuns să-mi fac rost de un testament, am dat pe el 10 lei, l-am luat de la un vecin, n-am mai avut liniște, am zis când fac rost de altul, îi dau gratis înapoi. Și am simțit chemarea de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Așa m-am dus la seminar. Am plecat când eram maestru la Tomești, liceul l-am făcut la Seral. Când a auzit conducerea fabricii că plec la seminar, m-au chemat împreună cu primarul Tomeștiului și mi-au zis: domnul Lăpugean, acum că n-ai un salariu așa de mare, când ești maestru, când conduci o echipă, acum te duci la teologie, greșești, nu te duce, faci un rău mare dacă te duci. Și eu am zis, simt chemarea de la Dumnezeu să mă duc să studiez Biblie. În 1977, când dumneavoastră încă erați la seminar, fratele Țon, împreună cu Pavel Nicolescu, cu Aurel Popescu, cu Silviu Cioată, cu Caraman, inițiază un memoriu de protest pe care îl trimit și la Radio Europa Liberă. Știați ceva în perioada respectivă despre acest memoriu? S-a aflat despre el? Care era atmosfera din țară la momentul respectiv? Vreau să vă spun un lucru. Am fost rezervat față de fratele Țonă întotdeauna. Pentru că l-am văzut un om care se folosea de oameni și când își atingea scopul, renunța la ei. Ca zidarul care folosește schela până când își gata construcția și apoi o demontează, o aruncă și nu mai are nevoie de ea. Așa l-am văzut pe omul acesta. Și îmi pare rău de frați și într-una din întruniri la București, când am făcut licența, chiar am zis fratelui Geabău Pascu: măi, cum nu v-ați dat seama că omul ăsta vă învârte cum vrea el și era în legătură cu securitatea? Dar memoriul respectiv documentează persecuția la adresa bisericilor baptiste și a celorlalte biserici evanghelice din România și nu a fost redactat doar de el. Vă întrebam dacă știați ceva de memoriul respectiv în perioada respectivă. Să spunem că cumva generic este asociat cu numele fratelui Țon, dar nu a fost redactat de el. Știam că circulă în țară un memoriu pe care trebuia să semneze vreo 51 de pastori. Și a fost semnat, pare mi se, de 51 de pastori, 52. Vorbim de altceva, vorbim de memoriul celor 50, ăsta era un alt memoriu, să spunem așa, redactat de 6 credincioși evanghelici. De Cerdelașul de la București, nu? Nu. Și acum, da, deci să știa, să discuta, nu am anunțime despre ce e scris în el, dar să discuta despre... Bun, am înțeles. Iar când a fost memoriul cu cei 51 de pastori, fratele Dugulescu a venit la mine și mi-a zis: Ioane, hai cu mine să semneze păstorii din zonă memoriul ăsta. Și știu că m-am dus la fratele Lupulescu, Ion, care s-a mutat în America, dar a decedat, la fratele Tuțac Laurențiu și la Iacob Iosif pe Mureș, la Lipova. Și l-au semnat. Și eu l-am semnat. Da.